Dragi, doamne și domnișoare, stimați domni, mă adresez dumneavoastră cu maximă responsabilitate. Este vineri, avem în față un weekend cu sărbători și sărbătoriți, așa că să avem mare grijă. Au fost lungi sărbătorile, le-am consumat pe toate, acum nu ne vom precum ăla la mol. Așa că să fim atenți, să consumăm cu moderație, să consumăm numai cât un pic, din fiecare cât un pic. Dacă ne cheamă un prieten, dacă ne cheamă o rudă, nu putem să-l refuzăm. Ficatul să cere pe afară, știm. Ficatul vrea să iasă din joc. O zis, bă, stop, descurcă-te cu vezica și pancreasul. Pe mine mai pus mult la muncă. Lasă-mă până mă spre Paști, lasă-mă să mă odihnesc. Și inima, inima deja dă semne de palpitații. Va fi an electoral, patru rânduri de alegeri o să avem. Așa e, în tot timp, așa e tot timpul la români. Avem alegeri, dar nu avem pe cine să alegem. Tot timpul rău cel mai mic. Vestea bună e că Iohannis zboară. La final de an zboară. Oricum, el zboară pe milioane de euro pe banii noștri, dar acum zboară. Va fi un pensionar odihnit. După 10 ani, iese la pensie. Ce o să facă? O să meargă din casă în casă să încaseze banii. De chirii. Normal că, după o, două mandate, nu o să aibă șase case, o să aibă zece case. Ne interesează pe noi treaba asta, nu ne interesează. Boboteaza, gerul bobotezii, ce s-a ajuns acum cu încălzirea globală, stăm în tricou și ne uităm la soare. Dar tradițiile rămân aceleași. Fetele, ca să-și viseze ursitu, să-și pună în noaptea de mâine busuioc supernă, nu noaptea de azi, busuioc supernă, dacă n-au busuioc merge și un da să fie cu baterii pe vremuri care fata alune pe gheață în ziua de bobotează sigur că se căsătorea acum trebuie să se împiedice că nu mai avem gheață ionilor pozitiv și negativ. Cu anticipație închin în cinstea voastră un pahar de vin, căci că nu-i bine să bei vin roșu, că ți-aduce aminte de sângele lui Ioan Botezătorul. No. Am pus niște vin roze de la prietenii noștri de la Ciumbrut și închin în cinstea voastră Ioanilor și Ioanelor să aveți un an nou cât mai bun și fericit, iar noi să trăim pe lângă voi. Apropo de fetele care își visează ursitul, Bianca Drăgușanu... Bianca Drăgușanu s-a despărțit definitiv în seara de 19 decembrie de Gabi Bădălău. În 22 decembrie se mozoleau în loft. La ora la care transmitem această cafea, nu știm ce-i cu ea. Dar o să fie bine, pentru că Bădălău la Bianca Drăgușanu nu alunecă pe gheață, alunecă pe plastic. Sărbători fericite, -are la mulți ani. N-are -are cauciucuri de iarnă. Îl amendează ăștia dacă alunecă. Ce lăsați mașina aici și urcați-vă în smurd. Sănătate.